continua să vorbesc limba română ca și în momentul prezent, dar dacă mă voi muta peste hotare, mi-aș dori să vorbesc limba engleză, deoarece stăpânesc foarte bine și este o limbă frumoasă, armonioasă și simplu de învățat dacă chiar îți dorești. Eu sper ca peste 10 sau 15 ani să pot lucra atât în engleză cât și în germană, deoarece acestea sunt două limbi pe care le îndrăgesc foarte mult. Cel mai probabil voi folosi în activitatea profesională o limbă de circulație internațională, posibil engleză. Peste 10-15 ani mi-ar plăcea să lucrez într-o firmă multinațională în cadrul căreia mă voi întâlni cu mai multe persoane vorbitoare de limbi diferite. Astfel, voi fi nevoită să vorbesc atât în limba română, deoarece doresc să rămân în țară, în limba engleză, cât și în alte limbi pe care le cunosc, în cazul meu spaniola. Este posibil, peste 10 sau 15 ani, să folosesc limba română în meseria pe care mi-o voi alege, dar este o certitudine că voi folosi și limba engleză, pentru că limba engleză este limba informatizării, a tehnologiei și, prin urmare, a viitorului. Este deja o limbă universală. Lumea va fi mai unită și mai interconectată datorită limbii engleze, care va permite contactul între naționalități diferite prin turism, media sau muncă în străinătate. Cred, sper și îmi doresc ca viitorul meu colectiv de muncă să fie un grup alcătuit din persoane cât mai diverse, provenind din toate colțurile lumii. Din Arabia Saudită până în Japonia, din Statele Unite ale Americii până în Congo, din Mexic până în România. Trăim într-o societate multiculturală în care fiecare om îți încredințează ție o bucățică din ceea ce numește el acasă, cu deplină convingere că vei aprecia și valoriza ceea ce ți-a împărtășit. Chiar dacă anticipez că colegii mei vor fi vorbitori de limba engleză, cred că o să aibă origini diferite. Voi lucra cu francezi, cu coreeni, fiindcă iubesc muzica lor, cu japonezi, fiindcă ei au creat seria manga, și cu români, fiindcă mă gândesc la o companie multinațională. Eu cred că viitorii mei colegi de muncă vor fi din mai multe țări. Mi-ar plăcea totuși să am colegi de muncă de pe continentul Asia și țări mai îndepărtate pentru a le cunoaște și înțelege mai bine tradițiile și obiceiurile. Este o zi sufocantă din vacanța de vară, cauzată evident de încălzirea globală. Oamenii au creat-o și tot ei au puterea să o oprească. Peste 10-15 ani mă văd lucrând într-o echipă de inimoși alcătuită din biologi, ecologiști, IT-iști, oameni de afaceri și politicieni din cât mai multe țări ale lumii, ca împreună să rezolvăm această problemă. Mie îmi plac focile foarte mult și nu aș vrea să văd mediul lor natural distrus de încălzirea globală. Mă văd lucrând undeva în Alaska pentru a vorbi limba engleză cu colegii mei de muncă. Mi-aș dori foarte mult să lucrez în altă țară, iar dintre toate pe cele pe care eu le-am vizitat până acum, m-am îndrăgostit de Italia la propriu, o ador. Este o țară foarte frumoasă, o recomand tuturora. Și da, chiar dacă nu știu încă limba, este timp de învățat până atunci și mi-aș dori foarte mult să reușesc să învăț și să mă mut în Italia. Aș vrea să studiez în străinătate, poate chiar de la liceu, printr-un program ca United World College, iar apoi aș vrea să muncesc prin Europa, chiar la final să mă duc în Canada, unde să fiu cunoscut ca fondatorul cel mai mare firme de IT din lume. Cred că învățarea limbilor străine ne aduce cu un pas mai aproape de astfel de lume, întrucât ne va ajuta să înțelegem și să respectăm pe ceilalți, indiferent de naționalitatea lor. Mulțumesc frumos! Eu aș vrea să lucrez în Anglia sau în Germania pentru a cunoaște și înțelege mai bine cultura și modul de viață și pentru a aprofunda cele două limbi, engleza și germana, pe care le studiez și îmi plac foarte mult. Mi-aș dori să-mi continui studiile în Marea Britanie, deoarece îmi place cultura britanică și consider că oportunitățile oferite de o metropolă precum Londra sunt mult mai multe comparativ cu România. Deși sunt mic, tot mă gândesc, unde oară să muncesc? Mama îmi zice, treci și învață, de vrei să o duci bine în viață. Eu mă conformez pe loc, deși nu știu mai deloc ce aș putea să fac eu oare atunci când mai face mare. La engleză mă descurc, în greacă mă mai încurc, dar am timp pe delete să învăț de la proiect. Cu e-twinning am deschis drumul către al meu vis, de a fi bun și steți foc și mereu pe primul loc.
putea lucra la un loc cu Mustafa, cu Patrick, ori cu Bilbin, la Paris, ori la Berlin, poate și la Istanbul, cu colegul meu Bulbul. Totul e doar să-ți dorești, să te autodepășești, să ajungi să faci oricând tot ce ți-ai propus în gând.